fața de ușă de la șofer. Am montat Twitter-ul. Media am păstrat-o pe cea originală. O să punem un condensator de 100 microfarați. Se vede? Așa. Pentru a începe să cânte de la 250-300 de herți. Avem jos filtru Twitter-ului, ăla îl păstrăm. Pe mașină am montat deja incinta. E altceva. Totuși se mișcă un pic, dar o să încerc să mai pun niște insonorizant prin diferite locuri să o țină cât de cât mai bine. Am păstrat conexiunile originale, mă rog, doar partea de fire. Este anulat tot ce ține de filtre de pe el. Și o să începem să facem legăturile și la ușa la șofer. Pasager urmează. În spate e dezastru. Tot aruncat. Cristi își face treburile lui. Facem aici procesarea procesorului în toate cele 550.000 de cabluri pe care le are BMW-ul. BMW-ul de fabrică are instalație făcută individual pentru fiecare difuzor în parte, adică Twitter-ul cu media și cu woofer-ul au fiecare cablajul lui individual care pleacă din mănunchiul ăsta. Deci fiecare, aici au rămas intrările, aici ne-au rămas în continuare Twitter-ele față, mediile față și încă ceva. Mai e ceva? Nu, stai așa că avem... Una, două, trei, patru, cinci. În principiu sunt trei cabluri pe ușa la șofer, trei cabluri pe ușa la pasager, două cabluri pentru stânga-spate, două cabluri dreapta-spate. În total, multe fire. Ah, da, corect. Tremură planetarele. E bine. Credem că e bine. Nu, e bine. Trebuie să încorporăm cablajul de acolo. Stai așa ca să... Șarpili. Ăsta trebuie să intre undeva. Am călcat șarpele pe coadă. O să intre în componenta acestor fire. Continuăm. Plug and play, frumos, fără modificări. Păi da. Plug and play. Hai, pleacă de aici, lasă-mă. După ce am identificat fiecare cablaj, le-am notat pe fiecare în parte și am decis să păstrăm conectica celor de la Masway cu mufele ISO și vom veni și noi împreună cu un set de mufe punk punk plug and play fără bătaie de cap. Trecem la treabă. Later. Am terminat ușile pe față. Sunt asambalate. Clipsuri, toate cele. Tank pe partea cealaltă. În spate am montat ca deștepții tot înapoi. Mai puțin fețele de uși. Ca să ne dăm seama că mâine sau poimâine ajunge sub buforul de fabrică și trebuie să scoatem din nou tot. Iar în spate... Doar ce am realizat că am ansamblat tot și vine sub buforul. Am fost înștiințați după ce am ansamblat tot. Și poate am terminat de făcut legăturile pentru conexiunea amplificatorului să fie plug and play fără să ne doară capul. Așteptăm să ne vină mâine banda de matlasat să îi dăm un OM look. Am prins amplificatorul pe procesorul de sunet, mă scuzați, pe placa originală, frumos. Se vede Masway cu Masway. Mai rămâne scociu, ultimul scociu după ce l-ai pus pe poziție. Așa. Mai rămâne mâine să tragem, am tras cablul de minus momentan, să tragem cablul de plus din partea bateriei până în partea cealaltă, să ansamblăm tot la loc și să vedem unde băgăm tot maldarul ăsta de cablu.